Horoscopul zilei de 4 ianuarie. Berbec. O zi excelentă. Printr-o combinație de noroc și sârguință, obțineți succes în aproape toate activitățile pe care le întreprindeți. Apar idei interesante care merită discutate cu prietenii. Puteți găsi aliați chiar și printre cei care v-au criticat recent. Sunt posibile schimbări în viața personală. Dacă sunteți gata pentru o nouă relație, nu vă fie teamă să luați inițiativa. Faceți primul pas. Intuiția vă va spune cum să acționați pentru a îmbunătăți relațiile cu o persoană dragă. Taur. O zi minunată pentru a te gândi la sine. Există șansa de a-ți rezolva dorințele conflictuale, de a stabili priorități, de a înțelege ce ai vrea să schimbi în viața ta. Va deveni clar cum să atingi obiective pe care le-ai crezut aproape fantastice. Vor fi oameni care vor să ajute în acest sens. O zi bună pentru a reveni la afaceri și idei care nu au fost atinse de mult timp. Au apărut circumstanțe favorabile pentru implementarea multor planuri îndrăznițe. Este util să fii proactiv în relațiile personale. Gemeni. Va fi ocazia să vă odihniți bine, să petreceți timp cu cei care vă plac. Plimbările și excursiile în locuri frumoase inspiră. Va fi util să mergeți acolo unde nu ați fost de mult timp. Amintirile plăcute îți vor oferi o bună dispoziție și gânduri interesante. Ziua este bună pentru a socializa cu familia și prietenii. Vor fi o mulțime de subiecte pentru discuții, pentru că vor apărea planuri sigure. Sunt probabile surprize, cadouri, venituri din surse neașteptate. Rac. Este ușor de gestionat ceea ce anterior părea aproape imposibil. Trebuie doar să faci primul pas către obiectiv. Acest lucru nu este întotdeauna ușor. Unii reprezentanți ai semnului au lipsă de determinare. Dar totul va funcționa dacă pur și simplu acționezi și nu stai cu brațele în sân. Experiența câștigată mai devreme va fi probabil utilă. Amintiți-vă ce victorii ați câștigat deja. Acest lucru vă va ajuta să mergeți mai departe. Schimbările în bine sunt probabile, în relațiile cu oameni care anterior nu întotdeauna îți mergeau în întâmpinare. Mai des te criticau decât te lăudau. Leu. Ziua va deschide o mulțime de noi oportunități, iar intuiția vă va spune care dintre ele sunt mai bune. Motivele acțiunilor tale nu sunt întotdeauna clare imediat pentru ceilalți, dar dezvoltarea evenimentelor va arăta că ai avut dreptate și atunci chiar și cei care nu te apreciau anterior se vor răzgândi. O zi bună pentru cumpărături, inclusiv achiziții neplanificate. Alegeți în mod inconfundabil lucruri care vă vor încânta pe dumneavoastră și pe cei dragi. În același timp, nu poți fi acuzat nici de risipă excesivă, nici de zgârcenie. Intuiția va spune în mod inconfundabil cât și cum să cheltuiți. Fecioară. Cu ușurință faceți față sarcinilor care anterior păreau extrem de plictisitoare. Creativitatea schimbă instantaneu totul în bine. Chiar te poți lăsa entuziasmat de ceea ce aproape că te forțezi să faci. Înveți foarte repede. Îți amintești instantaneu ce poate fi util. O zi minunată pentru a întâlni oameni care ți-ar plăcea. Oamenii de azi remarcă imediat cele mai bune calități ale tale. Este posibil ca cineva să se îndrăgostească de tine la prima vedere și să nu mai vrea niciodată să se despartă de tine. Balanță. Fii pregătit pentru ceva neașteptat. Este puțin probabil ca totul să meargă conform planului astăzi. Opusul este mult mai probabil. Circumstanțele se vor dezvolta în modul cel mai uimitor și veți începe să faci ceva complet diferit de ceea ce vă așteptați. Nu te va supăra deloc, în plus vor exista o mulțime de idei grozave. Puțin mai târziu, vor apărea cei care vor să vă ajute în implementarea planului vostru. Este ușor să te împrietenești cu oameni cu care nu te-ai înțeles bine până acum. Observi cele mai bune calități ale celor pe care le-ai subestimat anterior și mulți oameni din jurul tău se comportă mult mai prietenos decât de obicei. Scorpion. Ziua ușoară și norocoasă. Este posibil să nu fie deosebit de fructuoasă, dar este puțin probabil să vă plângeți. Va exista șansa să vă distrați cu oameni pe care nu i-ați mai văzut de mult timp. Dacă doriți să vă împăcați cu cei cu care ați fost în conflict, acum este momentul să luați inițiativă. Acest lucru se va dovedi mult mai ușor decât credeai. Sunt probabile vizite neașteptate. Este posibil ca oaspeții să vrea să rămână și veți fi fericiți de asta. S-ar putea să existe o cantitate surprinzătoare de treburi de făcut acasă, dar nu vor părea deosebit de plictisitoare. Dimpotrivă, vei face totul cu plăcere. Săgetător.
o zi excelentă. Te vei distra, iar oamenii din jurul tău nu se vor plictisi. Orice ai decide să faci, o experiență extraordinară este garantată. Sunteți creativi în orice afacere, iar rezultatele sunt adesea neașteptate. Este posibil ca astăzi să înțelegeți ce ați dori să schimbați în viață și să faceți imediat primii pași într-o nouă direcție. Sunt probabile surprize inclusiv romantice. Ziua aduce o mulțime de motive de bucurie, chiar și pentru cei care au devenit recent descurajați și deprimați. Odihna activă te va ajuta să te simți mai alert și mai energizat. Capricorn. O zi bună pentru noi începuturi. Puteți reveni la ceea ce odată nu a funcționat. De data aceasta, stelele te vor ajuta să reușești. Fii atent la coincidențe norocoase. Se pot dovedi a fi indici ale soartei. Te bucur să comunici cu rudele. Va exista șansa de a rezolva unele probleme familiare de lungă durată. Grație eforturilor tale, viața celor dragi se va îmbunătăți. Ziua este bună pentru cumpărături. Alegerea ta cade adesea pe lucruri neobișnuite. Alte ori, probabil, ai fi trecut pe lângă ele. Acum intuiția spune că este timpul să aduci ceva nou în viața ta, așa că acționează! Vărsător. Fă ceea ce îți spune inima ta. Aceasta este principala condiție pentru succes. Ziua este complet nepotrivită pentru activități obositoare, enervante sau plictisitoare. Vă puteți permite chiar să fiți puțin leneși, dar este mai bine să dedicați timp activităților care vă plac. Întâlnirile cu vechii cunoscuți, prieteni din copilărie și tinerețe nu sunt excluse. Este ușor să restabiliți vechile legături, să vă împăcați cu cei cu care ați avut o ceartă. Simțiți-vă liber să luați inițiativa într-o relație romantică. Acum este momentul să faceți primul pas. Pești. O zi neobișnuită, luminoasă și plină de evenimente. Ea aduce atât de multe experiențe încât nu vei avea timp să te plictisești, dar nu vei simți oboseală. Potențialul energetic este mare, lucrurile inspiră, nu te obosesc. Sunteți gata să abordați ceea ce anterior părea foarte dificil sau plictisitor. De data aceasta va fi cu adevărat interesant. Sunt probabile întâlniri uimitoare. Astăzi, soarta te confruntă cu oameni despre care ai mai auzit multe. Acum îți poți forma propria opinie și se va dovedi complet diferită de cea a altora.